Da, la păți, atunci acolo am discut, la care am dat, am și am bani, am plus, dar trebuia să dau restul la nu știu care, și mi-a rămas într-o zi, de care am nu mai Deci a fost așa, în toate felurile, și acum, în momentul ăsta, în momentul ăsta, se pare că până nu văd banii pe... Știu că s-a făcut performanță. Aici am mușcat în sala asta. Era de Giorgescu. Aici am făcut gimnastică. Cine? Campion național. Deci a fost, de asta v-aș intrat, a fost băiatul Antoni, el dă și un premiu. Celui mai bun sportiv din... Nu, de la noi din liceu. Fiecare an, da? Și a fost în vizită aici, atunci. Vara trecută. Cum era altă dată locul ăsta, acum să-l revedeți? Asta era bună aici. Nu era nimic. Se fuma, mai se mai fuma pe aici. Victor Simion, critic de artă. Victor Simion, pentru colegii mei, am terminat onorabila instituție cu numele de liceu Unirea din Focșan în anul 1955 și am bucuria să mă reîntâlnesc sau să ne reîntâlnim acum cu o parte dintre minunații absolvenți ai acelei promoții.
Și mă bucur și mai mult să constat că după 60 de ani, cei care au terminat, nu întâmplător am spus o valoare la instituție, cei care au terminat această școală, au ajuns oameni. S-au afirmat fiecare acolo pe unde am fost, după puterile noastre, după specialitățile noastre, dar n-am făcut niciodată liceul de râs. Și mă bucur, încă o dată, și am prilejul să mă gândesc, cred că ne întâlnim și ne gândim cu toții la foștii noștri profesori, de la care am învățat carte, multă carte. Niciunul dintre noi nu cred că au spus vreodată 12 zile sau 12 minute, așa cum aud că se spune astăzi de partea absolvenți de liceu, ajungi chiar în funcții înalte. Niciunul dintre noi, acolo pe unde am fost, nu ne-am rușinat de faptul că am fost absolvenți ai liceului Unirea din Focșani. Și iată-ne aici, ne vedeți pe toți, mai încărunțiți puțin, unii cu mai multă barbă, alții cu mai puțină barbă, unii cu ceva chelie, dar asta nu înseamnă că sub ceea ce se vede n-a rămas suficient materie cerușine. Dar bucuria reîntâlnirii cred că este și o bucurie și prin noi liceul acesta își dovedește continuitatea, mai ales că am înțeles că în curând va împlini 150 de ani de înființare și cred că vom fi foarte bucuroși ca domnul director să ne trimită câte o invitație ca fiind una dintre cele mai vechi generații și poate onorabile, n-am fost numai noi. Eu locuiesc în București și vreau să spun că în București, din fericire, sunt încă mulți colegi, mulți focșăneni. Era o vreme în care ne întâlneam în prima joi din fiecare lună în centru la Cireșica. Ne adunam toți acolo, fiecare la o bere, ne ajutam unii pe alții, tu ce ai nevoie, tu ce ai nevoie, eu ce pot și așa mai departe. Deci nu ne-am despărțit, nu ne-am pierdut între noi. Din păcate, o parte dintre noi s-au pierdut și suntem triști să vedem că lista celor care s-au pierdut crește poate de la an la an. Odată în plus, mi se pare absolut firesc, cinstit, uman, prietenesc și colegial să nu îi uităm de fiecare dată și să nu îi uităm că i-am avut colegi, vorba cântecului, din banca întâi de la geam, fiecare mai știm acum, mai aducem aminte pe cine am avut în dreapta, pe cine am avut în stânga, cu cine schimbam fițuicile la tese sau la examene, cu cine ne șopteam, cu cine ne hârșoneam, cu cine ne certam pentru fete. Pe vremea aia liceul era numai liceul de băieți, dar aveam alături liceul de fete și abia așteptam să căpătăm ieșirea, libertatea, să ne ducem și noi chipurile întâmplător, absolut din întâmplare, să mai ne întâlnim cu fetele frumoase de la liceul de fete care e, pentru că, iată, amintirile și, din fericire, avem amintiri frumoase. Spunea cineva că în viață nu e suficient să fii și apoi să fii fost, ci este foarte important să-ți faci amintiri frumoase. Eu cred că fiecare dintre noi, cei care suntem aici, cei care n-au putut să vină, dar care au fost cu noi, au un bagaj doldorat de amintiri frumoase din anii pe care noi am petrecut. Istoria plurală. Nu, dar nu ne-am învățat așa. Dar ce să spun la noastră? Aici a fost o treabă. Nu, dar nu ne-am învățat așa. Noi am învățat școala după manualele traduse din limba rusă. Numai limba română nu era tradusă din limba rusă. Dar învățam de... Dar învățam chimia, fizica, matematica... Bazele darwinismului. Bazele darwinismului, istoriei, toate erau de acolo. Nu, dar nu. Istoria era un roller. Dar, era toată, dar am avut profesorii care ne dădeau lecturile să citim acasă, în compensare. Și eu personal vă mărturisesc că baza de cultură, de literatură pe care am avut, cred că toți am fost, au fost acele lecturi particulare. Atunci eram aici la bibliotecă,
carte și ne spunea părintele, domnul profesor Budescu, vorbea cu bibliotecara să ne dea voie să răsfoim. Erau volumele de enciclopedie care erau trecute la secret și nu trebuiau să fie răsfoite. Aveam manuale. Aveam caietul de notițe, maculatoarele. În fiecare început de an ne duceam la librăria noastră și ne cumpăram maculatoarele. Ne cumpăram uniforma de liceu, care era training-ul. Altceva nu puteam purta, că și alea erau la început, erau pe puncte. Și șapca. Propunerea și la o întâlnire precedentă. Lăsați-vă furați de gândurile acestea pe care le avem acum despre ceea ce eram atunci. Și puneți o bucată de hârtie. Mai mulți mi-au promis că vor face. Haideți să încercăm să facem o carte a promoției noastre. Domnul director, sunt convins că va fi bucuros de inițiativa noastră. Aș vrea să mai spun un lucru. Luni mai este aici o întâlnire. Marți. Asta o știu de la un absolvent de la liceul de aici, care este în momentul de față în Texas. Și va participa la întâlnire. Dacă de acolo vine să participe la întâlnire, înseamnă că spiritul unirist, da, spirit unirist. Ne aliniem la termenul ăsta. Da, chiar mie îmi place, chiar mie îmi place. Mi-am propus pentru numărul viitor a revistei să realizez un text pe ideea unirea și unirismul. Pentru că am găsit în revista școlii, în revista noastră, texte în care elevii de la liceul Unirea vorbeau despre sprijinul care trebuie acordat bucovinenilor în ideea unității naționale a românilor. De aici am pornit. Și cum eu îmi petrec viața acolo, în Bucovina, ideea m-a încântat, pentru că bucovinean, nu știu dacă a venit, dar unirism, îmi place să cred că sunt. Vă văd în primul rând și mă bucur enorm că v-am văzut. Sigur că mi-am amintesc și eu că purtam șapcă. Eu am venit o leacă mai târziu la clasa ce fusese la liceul Silvic. Și ăștia, cum noi de la Munt, eram mocani. Știți lucrul ăsta. Ăștia erau coșani de la ora, de la târg. Și noi purtam pălărie. Cum se poartă acum botet. Și ăștia coșanii ziceau, mai dai 5 lei, mai trag o roată. Și mi-au spus ăsta, Balan, care-i bolnav sărăcu acum, și cu Didi Popa, care n-a venit. Zice, băi, ia-ți șapcă, că râd ăștia de noi. Și mi-a luat șapca aia și mă, școala medie, Unirea. Dar eram fudul nevoie mare. Și am rămas același respectuos elev față de profesorii noștri care nu mai sunt, a rămas același elev respectuos față de această școală care are amintiri față de... Eu am numeroase amintiri și cu profesorii care i-ați amintit și voi aici și cu colegii noștri, cu toți ceilalți, care unii sunt aici, unii nu mai sunt aici. Eu vă doresc în continuare foarte multă sănătate, că vă vine de toate. Și în al doilea rând, să ne vedem la 150 de ani ai liceului nostru. Cum? Ai liceului, băi? Da, dacă se poate și au ăsta, nu-i nimic. Da. Și să nu la ai liceului m-am referit. O fi prea patusanemică vârsta. Și rămânem singuri pe pământ.